în afară de clasificarea sărurilor după proveniență, adică provenite de la hidracizi, respectiv de la oxiacizi, mai avem o clasificare a sărurilor după numărul atomilor de hidrogen. Avem o primă categorie de săruri neutre. Marea majoritate a sărurilor sunt neutre. Când avem de-a face cu o sare neutră, când toți atomii de hidrogen din acizi sunt înlocuiți cu atomi metalici, vorbim de o sare neutră. Ca exemplu, să luăm clorura de sodiu. Da? Deci, provine de la acidul clorhidric și hidrogenul, singurul atom de hidrogen de la acidul clorhidric, iată, a fost înlocuit acesta cu un atom de sodiu. Mai putem avea sulfatul de sodiu. Sulfatul de sodiu, da? Care provine de la acidul sulfuric. Iată, cei doi atomi de hidrogen din acidul sulfuric au fost înlocuiți, în cazul nostru, cu doi atomi de sodiu, fiindcă au valența 1 ca și hidrogenul. Acestea sunt sărurile neutre. O altă categorie, cei drept mai restrânse de săruri, sunt sărurile acide. Ce înseamnă săruri acide? Înseamnă că nu toți atomii de hidrogen din acid au fost înlocuiți cu atomi metalici. Prin urmare, sărurile acide pot proveni numai de la acizii dibazici, adică care au doi atomi de hidrogen, sau, la fel, mai avem săruri acide ale acizilor, acizi tribazici. Adică care au trei atomi de hidrogen și în care nu toți atomii de hidrogen la cei dibazici, cei doi atomi de hidrogen la cei tribazici, trei atomi de hidrogen, au fost înlocuiți în totalitate cu metale. Ca exemple, avem cel mai cunoscut exemplu, bicarbonatul de sodiu. Care, aceasta este denumirea populară de bicarbonat de sodiu, se folosește foarte mult în bucătărie. Care este formula bicarbonatului de sodiu? Se scrie prima dată metalul sodiu și deoarece am bicarbonat, care se mai numește carbonat acid de sodiu. Sau hidrogen carbonat de sodiu. Cam multe denumiri, într-adevăr. Da? Deci, cum se scrie formula? Scriu prima dată metalul sodiu și dacă am zis carbonat acid, înseamnă că a mai rămas un atom de hidrogen neînlocuit de metal. După care scriu carbonatul, formula radicalului carbonat. Iată, deci cei doi atomi de hidrogen n-au fost înlocuiți în totalitate cu sodiu, numai unul singur. Sodiu are valența 1, hidrogenul valența 1 și carbonatul valența 2. Și așa se scrie bicarbonatul de sodiu. Să luăm un exemplu de o sare provenită de la un acid tribazic, de la acidul fosforic, acesta este cel mai cunoscut acid tribazic. Să luăm fosfat biacid de sodiu. Mai folosim același metal, de sodiu. Sodiu. Acesta se mai numește dihidrogen
dihidrogen, fosfat de sodiu. Deci, acesta are numai două denumiri. Denumirea de bicarbonat este numai de la acizii dibazici. Deci, avem, prima dată scrie metalul, sodiu, și fiindcă am zis fosfat biacid sau, la cealaltă denumire, dihidrogen, înseamnă că au rămas doi atomi de hidrogen care n-au fost înlocuiți de metal. Și apoi scriem formula fosfatului, radicalului fosfat. Fosfor, oxigen, 4. Sodiu are valența 1, hidrogen are valența 1, dar sunt doi atom de hidrogen, iar fosfatul valența 3. Dacă vrem să scriem în care, un fosfat în care s-a înlocuit 2 atomi de hidrogen, vom avea fosfat acid, deci nu mai punem prefixul bi, acid de sodiu. Sau, cu cealaltă denumire, pur și simplu zicem hidrogen, că rămâne unul singur, hidrogen, fosfat de sodiu. De sodiu. Deci, dacă am zis fosfat acid și n-am pus prefixul bi sau hidrogen fosfat de sodiu, înseamnă că a rămas un singur atom de hidrogen neînlocuit de metal. Prin urmare, avem sodiu 2 atomi, hidrogen și fosfor oxigen 4. Deci, în cazul acesta, numai un singur atom de hidrogen din acidul fosforic, iată, să vă scriu formula acidului fosforic, da? Deci, din cei trei, numai un singur atom de hidrogen nu a fost înlocuit de sodiu, de metal. Astea sunt sărurile acide.